Oul micului Pufniță, de Debbie Cliori. Mama micului Pufniță avea o veste mare. Tocmai făcuse un ou frumos. Știi ceva? I-a spus ea micului Pufniță. Vom avea încă un pui de Pufniță. Nu! A strigat micul Pufniță. Nu, nu, nu! Nu? S-a mirat mama lui. Nu! A protestat micul Pufniță. Eu sunt puiul tău! Nu mai ai nevoie de unul! Mama Pufniță a clipit mirată. Vai, ce zăpăcită sunt! A spus ea. Ai dreptate! Oul acesta este mult prea liniștit ca să fie un pui de Pufniță. Probabil că este un pui de râmă. Ei sunt atât de tăcuți și nu cer mai nimic. Doar un castronel cu pământ, din când în când. Ar fi minunat, nu? Nu! A strigat micul Pufniță. Nu, nu, nu! Nu o râmă lipicioasă! Lea! Mama Pufniță a zâmbit. Nu, a spus ea. Ai dreptate. Nu este lipicios. Probabil că este un ou fals. Un ou de ciocolată. Ar fi bun, nu-i așa? Nu, a oftat micul Pufniță. Ouăle de ciocolată nu sunt amuzante. Ele nu știu să se joace și se topesc dacă le iei în brațe. Mama Pufniță a mișcat puțin oul. Ai dreptate, puiule. Oul acesta este mult prea rece ca să fie de ciocolată. Bietul ou, uite, pune mâna, e rece ca gheața. Mă întreb dacă nu cumva vom avea un pui de pinguin. Vai de mine! Mai bine să mergem să prindem niște pește ca să-i dăm la masa de seară. Nu! S-a plâns micul Pufniță. Nu un pinguin! Pește? Scârbos! Mama Pufniță a bătut ușurel în ou. Ce zăpăcită sunt! Ouăle de pinguin sunt calde! Ouăle de crocodil sunt reci! Asta e! Vom avea un pui de crocodil! Mă întreb ce mănâncă! Micul Pufniță a făcut ochii mari. Nu! A spus el în șoaptă. Nu un crocodil! Probabil că nu, a șoptit mama. Și oricum, este un ou imens, mult prea mare ca să fie un crocodil. Poate că e de... Elefant! A strigat micul Pufniță. Ar fi grozav! Ne-am stropit cu apă! Ce tare! Nu, a spus mama. Nu, nu, nu! Gândește-te la cuibul nostru mic. Ar fi un dezastru. Nu, ai dreptate, a spus micul Pufniță. Și oricum, elefanții nu pot să zboare, dar dragonii pot. Oh, sper să fie un nou de dragon. Doamne ferește, a cârit mama. Nu, 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 dar este un nou grozav, a spus micul Pufniță. Probabil că înăuntru e ceva foarte special. Poate e un pui de râmuță ciocopinguin crocofant dragobufniță. Am auzit că mănâncă numai mâncăruri foarte speciale. Boabe de fasole cu 8 picioare, niște cartofi verzi, moi și gleioși. Sună oribil, a mormăit mama. Știi? A continuat micul Pufniță. O bufniță mică, așa ca mine, ar fi mult mai simpatică decât un pui de râmuță ciocopinguin crocofant dragobufniță. Da, a spus mama, mi-ar plăcea mult mai mult un pui de bufniță decât un pui de altceva. Micul Pufniță și-a pus aripioarele în jurul oului și l-a îmbrățișat. Înăuntru se auzea bătând o inimioară. Tic,
va fi gata oul nostru?" a întrebat micul bufniță. "Curând," a spus mama. "Dacă va fi un pui de bufniță, atunci eu voi deveni bufniță cel mare," a spus micul bufniță. "Da," a spus mama, "tu vei fi dragul meu bufniță cel mare, iar eu te voi iubi mereu." "Mereu?" a întrebat micul bufniță. "Mereu," a spus mama. Sfârșit.